Mulțimi. Diagrame Venn Euler. Chiar dacă sună mai complicat, diagrama Venn Euler este doar un alt mod de a reprezenta mulțim. Ce știm până acum? Că atunci când definim mulțimi, punem elementele mulțimii între acolade. Este un mod, un alt mod de a reprezenta mulțimi este de a pune aceleași elemente ale mulțimii în interiorul unui cerc. Și am obținut o diagramă B. Facem un exemplu. Construim o mulțime. Să spunem mulțimea elevilor clasei A6B care joacă Minecraft. Mulțimea este formată din elevii Marius, Andrei, Dorin, Alexandru și Robert. Am arătat în exemplu anterior modul de reprezentare a unei mulțimi prin acolade. Sau pot reprezenta aceeași mulțime, numită de mine Minecraft, scriind elementele mulțimii, elevii Marius, Andrei, Dorin, Alexandru și Robert, și înconjurând aceste elemente ale mulțimii, elevii în cazul nostru printr-un cerc sau o linie închisă, cum se spune matematic. Și am obținut exact diagramele Van Euler, despre care discutăm noi. Adică un alt mod de reprezentare a unei mulțimi, prin diagramă. Bun, întrebarea firească care se pune este ok, dar la, dar la ce mă ajută chestia asta? Vom vedea în videolecțiile următoare că reprezentarea mulțimilor prin diagrame Venn ne va fi utilă la operațiile cu mulțimi. De regulă, pe la intersecții sau diferențe de mulțimi